găsit la Firul Ierbii! Astăzi vorbim despre Alina Chirică, cea care a început să joace fotbal din întâmplare, iar în prezent este convocată la selecționata Under-19 și Naționala Mare. La vârsta de 6 anișori, Alina a devenit orfană de părinți, moment în care viața și greutățile vieții au devenit apăsătoare. Și-a păstrat modestia, deși și-a schimbat radical destinul, nu a uitat de unde vine și se simte privilegiată că reușește să-și clădească cariera de fotbalistă, cea pe care și-o dorește. Uite, în luptătoare, dansatoare, sunt foarte multe la număr în Republica Moldova, pentru că sunt genuri de sport populare la noi, da? Fotbaliste mai puțin, deocamdată, din păcate, există preconcepții legate de fotbalul feminin? Te-ai întâlnit cu situații mai neplăcute în cariera ta? Chiar și la școală pot spune că profesoarele cumva lucrul acesta nu-l văd pentru femei. Adică ele cumva, de ce îți trebuie fotbalul anume? Adică chiar când veneam de la meciuri și dacă mulți lipsam de la școală, se începea să-mi spună nici n-ai câștigat măcar meciul acela, dar doar te-ai dus și ai pierdut și din lecții. Soarta a fost dură cu ea, dar asta nu a descurajat-o să devină om împlinit. În satul Hârboveț, Alina și frații ei au ajuns după ce au rămas singuri pe lume. Datorită dramelor personale, tânăra a devenit mai ambițioasă și o adevărată luptătoare. Povestește-ne despre viața ta, știu că din nefericire ai devenit orfană de părinți la o vârstă foarte fragedă. Nu te întreb cauzele, dar totuși ai reușit să te afirmi în carieră, să fii fotbalistă de succes. Ce sacrificii ai dat și prin ce greutăți ai trecut prin viață? Orice om treci prin greutăți, însă cu ajutorul mamei. Mama foarte mult m-a ajutat, mama foarte mult m-a îndrumat în orice. Ea mereu m-a încurajat, mi-a spus că așa e bine, așa nu e bine. Știu că ești cea mai mare în familie, dar mai și văd și mulți băieți după geam acolo. Sunt frații tăi de sânge, frații de sânge? Da, într-adevăr, sunt frații de sânge, sunt frații mei și sunt foarte, foarte bucuroasă că am așa frații minunați. Jucați fotbal împreună? Vara, da. Victoraș, câți anișori? 12 ani. Tu ești mezinul familiei? Ești cel mai mic? Da. Cum este Alina în calitate de soră? Este o soră foarte bună și protectoare de față de noi toți frate. Ai urmărit-o pe Alina chiar pe teren, în realitate, nu la televizor, pe teren? Da. La care meci? La Zimbru, cred că, nu știu cum se chema. Cu cine a jucat ea? Cu fete. Cu fete. Da, ai strigat din toată puterea, din toți plămânii. Alina! Alina! Da, am strigat. Da, am strigat. Anume, mama i-a fost suportul acasă, dar în teren, Iurie Purice. Antrenorul și-a dus discipola la realizări sportive înalte. Nu credeam atât eu în mine, cât antrenorii, cât fetele din echipa Garista. Ele mereu m-au încurajat și antrenorul mereu spunea că tu poți, adică el mereu m-a încurajat ca să merg pe calea asta, el într-adevăr dorea să ajung undeva. Tu ai lăsat fotbalul pentru rolul de soție sau mamă? Ar fi o întrebare foarte interesantă și foarte... Eu cred că atâta timp cât eu simt că eu o să pot să joc, eu într-adevăr o să joc. Adică o să fac două lucruri odată. De aici o să fiu și mamă și soție, dar de aici o să joc fotbal. Ai colegii care joacă fotbal având și familie acasă? Da, da, chiar la mine echipă la Agarista, unde joc din Raion. Acolo este o doamnă care are familie, dar totodată joacă fotbal. Alina Chirică este ferm convinsă că orice copil, tânăr, sportiv sau femeie merită tot ce e mai bun. Este 8 martie, este ziua femeilor. Femeile sunt în centru atenției, mai ales în această zi. Tu cum o sărbătorești? Cum te simți? Mă simt foarte fericită, pentru că femeile sunt totul. Și este o zi foarte importantă pentru atât pentru mine, cât și pentru toate femeile. Astăzi vreau să vorbim despre femeia în sport. Cum te caracterizezi pe tine ca fotbalistă? Pot spune că sunt o fire foarte sensibilă, sunt ajutătoare și foarte prietenoasă. Fotbaliste plâng? Da, asta foarte bine spus, că ele într-adevăr plâng și au foarte mari emoții.
atât cât și intru pe teren, dar și cât ies, emoțiile mereu le copleșesc. Un mesaj, pentru că totuși e 8 martie, este ziua femeilor, cu siguranță ai multe femei frumoase în jurul tău. Ce mesaj ai pentru ele? Eu le doresc foarte mult sănătate, în primul rând, foarte mult răbdare, mereu să fie înconjurate de tot ce e mai frumos, pentru că ele sunt într-adevăr tot pentru această lume. Ele au dat pe lume cei mai frumoși oameni care în continuare o să arăte ceva frumos pentru lume. Alina are planuri mari și crede sincer că ambiția este aliatul învingătorului. Crede cu toată tăria că fotbalul îi va face viața mai frumoasă și mai fericită. Astăzi, cu ocazia zilei de 8 martie, le doresc tuturor sportivelor, tuturor fotbalistelor și tuturor femeilor fericire și împlinire. La revedere!